Regimul de carantină se extinde în raionul Ștefan Vodă, unde la fel se atestă o creștere a numărului de îmbolnăviri cu virusul COVID-19. De această dată este vorba despre satul Talmaza, unde sunt aproximativ 30 de bolnavi confirmați. Comisia Situații Excepționale a decis să impună regim de izolare pentru această localitate din 9 aprilie. Se introduce, începând cu data de 9 aprilie 2020, ora 8 dimineață, regimul de carantină în satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Din cauza faptului că în satul Talmaza avem deja 29 de cazuri confirmate, de mâine dimineață, în acest sat, este introdus regimul de carantină și, respectiv, avem restricțiile de circulație aferente acestui regim. În prezent în carantină se află orașul Ștefan Vodă, dar și satul Carahasan din același raion. În aceste localități, intrările și ieșirile sunt restricționate. Localnicii au dreptul să părăsească locul de trai doar în baza unui permis eliberat de forțele de ordine. În localități mai este permisă intrarea autospecialelor, ambulanțelor și a mașinilor care aduc marfă la magazinele alimentare și farmacii. Restul livrărilor sunt stopate la posturile de control. De aici ele sunt preluate de destinatar. La intrări și ieșiri este verificată temperatura conducătorilor auto, iar în cazul în care este atestată stare subfebrilă sau febră, deplasarea este interzisă. Din telefon se face. 373 și doar prin telefon, ne-ați comandă o luați. Da, voi, prin telefon. O decizie locală de izolare a fost luată pentru satul Boghiceni-Hâncești după ce în localitate au fost confirmate 9 cazuri de COVID-19. Regimul special a fost instituit până pe 22 aprilie. Asta înseamnă că toată lumea așa de acasă, înseamnă că localitatea este supravegheată de poliție. La intrarea în localitate este instalat un post de poliție. Nu intră în localitate, nu iese nimeni. Nu e atât de grav. Lumea lucrează pe acasă. În plan general, pe drum nu circulă multă lume. Am solicitat lumea și poliția zi de zi prin sat anunță lumea că să nu iasă în grupuri, să iasă doar câte o persoană din familie la magazin, să nu aibă contact cu alte persoane care mai ales venite de psihotare. În autoizolare este și primarul localității, dar și personalul medical al Centrului Medicilor de Familie. Și eu sunt în izolare la domiciliu. Am avut contact cu prima persoană acum 10 zile în urmă, prima persoană care a fost depistată cu COVID-19. De altă parte, a fost ridicat regimul de izolare pentru satele Sofia și Bălceana-Hâncești. Aici nu au fost înregistrate cazuri noi de COVID-19 în ultimele două săptămâni.